parcurs excelent al mușcelenilor la Youth Football Festival, care s-a disputat în localitatea Kaposvári din Ungaria. Elevii profesorilor Ovidiu Tică și Romică Stoian au fost foarte aproape de a aduce marele trofeu la câmpul lung, însă au fost ocoliți de șansă. Se poate spune că zeița Fortuna nu a mai fost de partea formației Cenedinicu Golescu și în marea finală, după ce în sferturi și în semifinală mușcelenii s-au calificat mai departe la loviturile de departajare. Începutul de partidă de pe stadionul central din Kaposvári a aparținut fotbaliștilor maghiari, care au pus presiune pe mușceleni în căutarea golului. Gol care avea să cadă în poarta apărată de Dragoș Horeboiu în minutul 10 al întâlnirii, la o fază la care întreaga apărare a tricolorilor a părut visătoare. Mușcelenii au forțat revenirea pe tabela de marcaj, însă șuturile lui Cotenescu, Chingaru și Mihai Gheorghe nu și-au atins ținta și gazdele au intrat la cabine în avantaj. În partea a doua a finalei, mușcelenii au fost vioara întâi a spectacolului fotbalistic de pe arena Rakoții din Kaposvári. Din păcate însă, nu au reușit să restabilească egalitatea la numeroasele ocazii avute la poarta maghiarilor. Ultima fază a finalei Under 15 l-a găsit pe portarul Horeboiu în careul advers, mingea recentrată de acesta a fost lovită greșit de Stâncescu din 2-3 metri și trofeul Youth Football Festival 2017 a rămas la Kaposvári. Ultimul fluier al finalei i-a găsit pe mușceleni prăbușiți pe gazoni, iar pe maghiari exultând de bucurie. Antrenorul Ovidiu Tică și-a felicitat elevii pentru parcursul foarte bun la turneul maghiar, chiar dacă au pierdut finala Under 15, arătându-se mulțumit de întreaga evoluție a lor în toate cele 8 partide disputate. Ovidiu, un turneu bun, am ajuns în finală, din păcate am pierdut. Da, felicităm copiii încă o dată, îmi felicit și eu și profesorul Romică, pentru că am făcut un turneu nu bun, chiar foarte bun. Am ajuns până în această ultimă zi a competiției. Consider că am făcut un meci destul de bun, cu două reprize diametral opuse. O primă repriză destul de slabă din partea noastră, când am primit și golul care ne-a costat. Și o a doua repriză, consider că am dominat-o de la cap până la coadă, cu ocazii foarte mari, dar din păcate de data aceasta zeița Fortuna n-a mai fost cu noi. În ciuda eșecului înregistrat, jucătorii de la formația Cenedinicu Golescu, împreună cu antrenorii, merită toate felicitările. Să reamintim că, pe parcursul celor 6 zile de competiție, mușcelenii au trebuit să joace 8 partide la aproximativ 40 de grade Celsius, lucru ce a condus la o evidentă stare de oboseală, care până la urmă și-a spus cuvântul. Delegația mușceleană a sosit la Câmpul Lung în dimineața zilei de duminică, fiind întâmpinată la stadionul municipal de părinții, rudele și prietenii jucătorilor, care au prezentat trofeul și medalele de finaliști. Mușcelenii au primit câteva zile de vacanță, urmând ca pe data de 20 iulie să se reunească la stadion în vederea pregătirii noului sezon competițional.